Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Să încep cu premiuri. Amuleta de astăzi zice cam așa: poți bloca uneia dintre echipe orice ingredient care nu face parte din probă. Bun! Prima oară când a fost la noi în emisiune a fost pentru ambele echipe, acum e doar pentru o echipă. Și ne-a scos Sorin Bonte apa din ciorbă. Doar că uitându-ne mai bine prin spate am descoperit că aveam borș, aveam stoc. Am avut mare noroc și am avut o portiță. De data asta sunt convins că cel care va câștiga nu va mai permite portița respectivă și va alege un ingredient care este de neînlocuit. O vreau! E bună asta! O vreau! Mie mi-a stat bine cu amuleta asta. Să-i mai chinui un pic, cam și niște polițe de plătiți. Și în orice moment, nu? Trebuie să-l declar de la început. Asta este clar. Bine. Că după ce-l folosesc, n-au cum să-l mai scoată. Ba da, ar fi drăguț, arunce tot. La nicio probă nu se spune, trebuie să faci doradă cu sare. Și atunci nu ai voie să-i blochezi dorada sau sare. E, dacă îmi spune să faci un pește, dacă i-ai luat sarea și lămâia, ea mai joacă-te, tădicule. Deci e foarte, foarte, foarte neprietenoasă această amuletă când o are un coleg de-al tău. Doamne ferește să răsfrângă asupra mea, aș vrea să o câștig pe asta, pentru că în amuleta asta, dacă vine Scărlătescu și zice scoate sarea din farfurie, ești mâncat. Mai dai gust. Tema de astăzi este? Se intitulează steak. Opa! Steak. Cui îi place cărniță? Adică, bă, și vegetarian, chiar vegetarian, dar să nu stai lângă grătar, măcar să adulmeci așa. De astăzi. Mamă, ce amuletă, mă. Este șef Iosif Ștefănescu. La logic. Logic. La steak. Iosif Ștefănescu este maestru cărnii la grătar pe cărbune, face niște steak-uri de vită de oi razna, știe să-și aleagă bine carnea, pentru că o mare parte din muncă, de fapt, aici stă. Atunci când gătim steak, noi trebuie să scoatem în evidență carnea să rămână regina farfuriei. Nu apreciez foarte tare momentul în care carnea este aditivată cu tot felul de sosuri, cu tot felul de condimente, pentru că eu vreau să simt carnea. Iosif, de foarte mult timp, s-a axat și s-a dus în direcția de grill, de steak, lucrează și gândește, visează, se trezește și adorme doar cu steak-uri în cap. În mintea mea este autoritatea supremă în România când vine vorba de carne. Cred că lucrurile sunt clare. Vorbim steak de aceleași 60 de minute. A venit momentul să spun 3, 2, 1, succes! Bun, bun! Steak, steakhouse. Fac o ciorbă. Ciorbă de leuștean? Ciorbă la grătar. Ce faceți, mă? Gătești unul maimuțoi de la mic, Florine? Da, pluș. Că și ăla face cu leuștean, cică. Ce? Cătălin, a zis că face cu leuștean, nu știu ce. Ce carne băgați? Păi... Bac mușchiuleț. Mușchiulețul este partea cea mai fragedă și cea mai moale carne din vacă. Eu nu știu ce să fac. Ribeye sau New York steak, antricot sau vrăbiar. Dacă vrei să ai o carne de foarte bună calitate, ea trebuie să fie marmorată. Deci, inserată în fibra ei, trebuie să aibă grăsime. Pune repede cartofii, la fiert zic. Nu vreau să mă complic foarte tare. Am de gând să fac un ribeye de vită. Îl marinez un pic cu puțin bourbon, cimbrișor, usturoi și buia fumată. Separat am să fac un sos bernez. Două garnituri, carne, un sos. Se lavi. Așa cărniță, mă! Mamă, ce bine arată asta! Din punctul meu de vedere, nu există steak mai gustos ca scărtul. Are savoarea aia de steak, adevărat, care îmbracă cel mai bine și cărbunele, îmbracă cel mai bine și gustul de la de vită și sângele și sosul pe care îl obții. Un scărt maturat, bun, este steak-ul suprem. Este bucata de carne pe care măcelarii o furau. Pe vremea când Ceaușescu o furau, nu ajungea niciodată în galantare, pentru că e o singură bucată în toată vita. Genul ăsta de friptură este foarte cerută de adevărații amatori de carne la grătar. Sunt cel mai mare fan al grătarului, așa am început meseria. Până la urmă, primul meu post de bucătar de linie a fost la grătar. Și mi-am mâncat prea multe dimineți aprinsul grătarului cu 70 de kg de cărbuni, dar nu zic nu. De fiecare dată când mă duc undeva și se pune de un grătar, cam acolo mă bag. Am fost într-un steakhouse în Germania și acolo am văzut o chestie senzațională. Ei, înainte ca farfuria să fie montată, puneau tocătoarele de lemn pe grătar, le încingeau,
și le dădeau cu ceai de mentă. De la căldura emanată din lemn, mirosea atât de frumos. O să punem halumii pe grătar? Da, mă, că e despre halumii astăzi. Halumii? Băi, e pe grătar. Domnul Scarlătescu! Vă rog frumos! Faceți ceva la grătar? Absolut! Deci nu există ceva fără grătar astăzi. Ia uitați-vă aici. Până și tocătorul pe care voi monta asta la grătar. Ia uitați-vă. Păi, da? Păi da. Și pe ăla îl prăjești? Tot. Nu făceai, mă, steak de carne? Ceai de mentă n-am avut și atunci am zis hai să încerc totuși să ard 2-3 bucăți de lemn și să pun mâncarea pe acel lemn aproape semi-ars, dar călduț. Până la mine n-ați văzut-o pe asta. Și nu uitați, vă rog frumos, Leușteanul! L-ai făcut well done? Ce, mă? Tocătorul. Da, da. De ce? Că așa am vrut eu, nu? Ah. S-a cam prăjit tocătorul și s-a făcut așa. Fama, Faoleu. Bă, Florina e peste tot. Cum? Toată aia a venit în mâncarea mea. Ce, mă? Ia. Toată funingine. Peste tot, dacă te uiți, peste tot, uite. Hai, mă, că nu e mâncare. Bă, scuze, nu mai fac. Cap. Nu mai fac. Toată funingine aia pe toată mâncarea mea. Hai, da. Sorina, ce-o scuze, n-am vrut. Sincer, m-am enervat. Pentru că trebuia să iau iarăși de la capăt. Carnea o aveam pe grătar pe acolo. Și na, nu era lângă mine. Trebuia să mă duc până la Scărlătescu. Băi, iartă-mă, jur, nu am vrut. T-am aruncat-o bernezul. Te ajut că din cauza mea. Nu. Vrei să separi ouăle? Le-am făcut. Restul le-am mai făcut eu, ce le-am mai făcut pe acolo. Dar trebuie să refac sosul. O temă cu multe ambiții puse pe foc încinge spiritele între șefi ca niciodată. Între timp, bucătăria concurenților își vede de aburii altor rețete gătite cu alte emoții decât cele de șef, care pune ceva mai mult orgoliu și, bineînțeles, un dressing de CV cu semnătură. Fii atent, acum trebuie să te uiți la mine cum pun piper de aur! Nu cred așa ceva. Deci nu cred așa ceva că stai cu piperul de aur. Piper de aur, băi! Nu cred. Deci vreau să îi se spună lui domnul... Da, mă, să aprecieze piperul de aur la grătar. Da, mă, neapărat, îți dai seama că ăla-i de bază. Ce, dar ce, nu, ce nu-ți place? Ce tu dacă nu ai muștar de aur, băi? Nu cred de așa ceva. Muștar de aur. Când am auzit că vine Iosif, am zis, trebuie să-i dau așa pe opulență, că de fiecare dată când am fost la el în restaurant, așa ne-a tratat. Și am zis să îi plătesc un tribut acestui fabulos, fenomenal și incredibil bucătar. Ce, mă, altceva, nu? Am tăiat din mușchiul meu de vacă, este perfect. Nu are greșeală, carnea este făcută exact așa cum trebuie. Iosif îi place la fel de mult ribeye-ul cum îmi place și mie. Așa că sper să fie atul meu. Cum să mai câștigi ăștia, mă, când vin cu piper de aur, sare de aur, muștar de aur? Leușteanu a crescut în pământ aurifer. Ocupați de gustul românilor, șefii sunt interesați doar de gusturile unui singur om, cel care astăzi îi va juriza. Singura lor problemă, oricine ar fi, să nu fie străin de gusturile lor. Eu mi-aș dori să o lăsați pe a mea ultima, că vreau să-i dau foc. Păi ce, înainte nu poți să-i dai foc? Păi da, dar cu urmă o să... Hai să facem, vă rog, dacă se poate, if possible. If not, Doamne, nu mai avem loc de stat și să mor eu. Hai cu ce contează. Am o farfurie foarte bună, gătită corect. N-am ce să reproșez farfuriei mele. Ce ai băgat? Păi, ribeye, spanac, bernez, cartofi. Băi, încă o dată scuze că... Stai liniște, că l-am mai făcut o dată. N-am. Nu cred că e la fel de bun ca primul, dar e ok. Bonte este în momentul lui de grație în care a descoperit ouul și spanacul. Sper să nu mai ai iară noroc cu ouul tău. Bă, așa sper, să am noroc. Bă, sosul e bun. A, Doamne, ajută. Vitea, ce trebuie? Steakhouse. Spanac, sos bernez, ribeye și cartofi noi. Farfurie clasică, basic, de steakhouse. La spanac, nu pe sare, da?
Carnea bună, sosul bun, cartofii ce trebuie. Corectă, cinstită. Foarte mișto. Da. Ribeye-ul lui Bonț este... N-am cuvinte. Hai să vedem scărtul. La mine e un pic marinată în cimbru usturoi și cât am gătit-o, am uns-o cu unt frecat cu anșoa, usturoi, tarhon. Și puțină zeamă de lămâie. Bă, e gustoasă, carnea asta e gustoasă. Vânătă? N-am. Mamă, dar ce plouă! Bă! Nu ne mai auzim, trebuie să vorbim mai tare. Ce dressing e foarte bun. Vinegretă cu muștar? Foarte bun. Extraordinar, nu mai țipa. Farfuria lui Florin, foarte curată, foarte drăguță, foarte gustoasă, are o mică problemă. Carnea lui e tare. Florin riscă. O vreau gustoasă carnea, dar e tare? Sau iau un ribeye sau un mâș de vită, care nu e chiar la fel de gustos, dar e moale, se topește în gură, e altceva. Și când gustăm-o? Acum o să-și facă și el... Deci mâș de vită cu de toate. L-a flambat, el i-a dat foc acolo. Că la nuntă. Tururum, tutum, tururum. Așa vreau să-mi aducă... Așa vreau să-mi aducă... Hai mă, stinge-l acum să mâncă. Bine, mă, hai să... Un mâș de vită cu un amalgam de garnituri. Băi, ce ai făcut aici? Că nu mai înțelege nimic. Aici am un mashed potatoes. Mashed potatoes. Zdrobiții. Vorbim de steak într-un platou de lemn la care am mai dat și foc. Mușchiul de vită ocupă 8% din suprafața platoului. E mult prea dezechilibrată farfuria din punctul meu de vedere. Hai, gustă-i, te rog. Așa, hai să vedem mușchiul, da, mușchiul de vită. Hai. Nu zici, mă, nimic de cartofii lui. Ce hai, să mai zic, în momentul în care primești farfuria asta în fața ta într-un steakhouse, n-ai cum să pleci de acolo până în hotel. Chiar dacă nu mănânci mult, o să-ți ia 3, 4, 5 ore, dar trebuie să stai să o mănânci pe toată. Acolo ai muștar? De aur. Am sare de aur, muștar de aur, piper de aur. Îi mai lipsea un lingou de aur să radă puțin așa deasupra. Eu am muncit, tată, eu am făcut și salată cu halumi la grătar și vinete cu capia și mashed potato și sparanghel și sote de ciperci. Luați carne cu sos. De departe este cea mai muncită farfurie, acum că văd și farfurile colegilor mei. Bă, e bun. E da, mult, dar e bun. La steakhouse așa se face. Ce face e gustos, îl gătește așa, dar gătește mult. Și cu dată e prea mult. Sosul un pic sărat. Nu e sărat sosul? Bagă carne în el. Nimic de zis. Steak-ul gustos, foarte bine făcut. Mi-a plăcut și sarea din sos. Cartofii zdrobiți chiar mi-a plăcut. Mai mult decât mi-au plăcut cartofii lui Storin. Băi, cartofii sunt fierți, după aia trași în ulei cu unt, cu usturoi, cu cimbrișor, sare, piper. Mi se pare că am arătat cel mai frumos. Cel mai elegant. Hai să vedem cine câștigă. Toate-s bune, bă, să știi. Diafragma e un pic tare, dar e, din punctul meu de vedere, gătită corect. Cea mai gustoasă bucată de carne, dar nu se apropie deloc de frăgezimea mușchiului de vită lui Cătălin sau de frăgezimea anticotului lui Bontea. Bravo! Bravo! Nu mai rămâne decât să vină domnul Ștefănescu și să își aleagă câștigătorul. Hai că dacă tot plouă, nu putem să ieșim de aici, zic să mâncăm. Yeah.